Dar începură colegii să mă tachineze. Ce faci, nea Georgica, că ți-ai luat coșul ca să te duci la Apia și odată cu cererea să iei și banii? Zic, las-o pe aia cu Apia, că despre aia vorbim un pic mai târziu. Eu acum vreau să vă vorbesc despre un stup bio. Marea Georgică, când vorbești despre stup, nu stai cu coșul în brațe. Măi, ăsta este un stup bio, dar dă mult, mai dă mult, vorba poeziei. Eu o să vă prezint un stup bio din zilele noastre. Degeaba, dacă nu le arăți, nu pricep și pace. Hai să vă arăt. Cu 2 ani în urmă vă prezentam, dragi prieteni, o invenție de ultimă oră. Era vorba despre un stup realizat de profesorul Ursu din județul Bacău. Acest stup rezolva pentru apicultori o problemă foarte importantă cu care se confruntau în teren. Este vorba de cumplita boală varoa. Astăzi a venit la televiziune domnul profesor Ursu, n-am mai fost noi la dânsul, pentru a ne arăta o altă creație, să spun așa, de ultimă oră, un stup. Domnule profesor, bine ați venit! Bine ne vedem! Mi-ați spus atunci că o să lucrați în continuare la modernizarea stupului care l-am prezentat în trecut. Acum, la telefon, mi-ați comunicat faptul că ați realizat ceva care rupe gura târgului. Este așa sau nu? Așa este. Deci trebuie să vă spun că ne aflăm la 5-a generație, ca și evoluție a stupului respectiv. El a fost atunci gândit în forma aceea primitivă, să zic așa, dar ușor, ușor am făcut tot felul de adaptări pe același schelet a ideii respective și am găsit atâtea facilități, atâtea utilități, nu numai boala în sine, ci foarte, foarte multe, să spunem, facilități pe tot parcursul anului, pe anului apicol. Sub acesta își dovedește performanța în fiecare clipă. Este formidabil de interesant. Cu el m-am prezentat la câteva târguri internaționale, la Inventica la Iași, la Romexo la București, și acesta a obținut medalii de aur. În sensul că am reușit să arat cam ce poate să facă. În momentul de față, stupul respectiv, stupul acesta este fizic în toată Europa. Deci el a ajuns în toată Europa, constructorul de acela care îl face, de la Suceava, a avut comenzi și am reușit performanța să însoțim stupul ca și construcție fizică, hard-ul, îl avem pregătit, dar am și realizat soft-ul. Deci facem simultană treaba. Că dacă îi dai stupul și nu îl înveți cum să lucreze, n-ar nicio șansă să ducă la bus. Haideți să vedem care este ultima noutate. Să vedeți. Acesta este stupul cu două corpuri. În momentul de față acesta nu există la iernat, ci doar corpul de bază. Roinița aceasta, unde creștem o mătcuță pe timpul verii, este dată deoparte. În momentul de față, în câmp, la iernat, se află rama asta clăditoare, nu-și mai are nicio eficiență, nu mai are niciun rost. Și atunci, iată care este situația. Cam asta, așa se prezintă, 3 în 1. Este spectaculos ce reușim mai să facem, pentru că în ghemul se face din contribuția celor 3 familii și se asigură o căldură foarte bună. Esențial pe timpul iernii, noi stăm aproape 6 luni de zile, să spunem, fără activitate, albina intră în ghem. Iernatul este o mare problemă. Apicultorii care știu treaba asta fac toate eforturile cu împachetarea, o împachetare riguroasă, dar o fac pentru fiecare familie în parte, că ei n-au lăzi de modelul acesta, majoritatea. Ci au lăzi acelea care sunt în momentul de față în uz, în care adăpostesc o singură familie. Și în condițiile acelea iau toate măsurile ca să aibă pierde cât mai mici de căldură. Am strâns albina. Să zicem, am avut aici, pus o diafragmă din polistiren. Așa, polistiren extrudat și pusă în felul acesta, la iernat, da? Ei bine, în momentul în care acum am sesizat că albina are nevoie de căldură și mai multe, cele 3 lucruri, căldură, hrană, miere și păstură, astea sunt esențiale în momentul acesta ca să apuce albina de activitate. Atunci, eu împing toată diafragma asta cu polistiren în partea asta, se lipește, așa, și viu cu altă diafragmă, care îi fac un ochi, în film am făcut treaba asta, se vede foarte bine, de 2 cm pe 2 cm fac ochișorul acela, și albina care este pe rama asta de aici,
se retrage ușor prin ochiul respectiv și mindează albina care e deja pe celelalte patru rame sau trei rame, depinde care e situația în familia respectivă. Și în felul ăsta, indivizii care erau respirați încep să împingă până în capăt complet și spațiul ăsta care era neacoperit este acoperit. Vă dați seama că acum îndesând albina, așa cum se obișnuiește la țară, se întâmplă, zice, vine frigul, ne strângem mai bine ca să avem șansa să trecem cu bine iarna. Asta am făcut eu acum. Ce vreau să vă spun este că prin ochiul acela am creat anticamera. Am văzut la țară cu toții cum cele două camere, stânga-dreapta, au un holișor pe așa, ca să nu deschidem ușa direct. Să dăm în holul respectiv. Acum, eu am prins între două diafragme rama asta care era cu albină, deci mai era încă o diafragmă aici, prinsă, și am creat anticamera din două diafragme. Prin ochiul ăsta, albina care era prinsă aici, se strecoară foarte ușor, îmi îndea să-și duce aici. Dar mai fac o chestie. Deci ea, măi ce chestie, asta are și miere. Atunci începe să culeagă de aici, trage mierea și o duce încolo, dă sentimentul de cules, de timpuriu, hrănesc matca și matca depune și mai bine ouă. Deci eu fac, mimez culesul prin această ferestrucă care am făcut-o. Dar am și un control. Eu nu mai deranjez familia în continuare. Voi vedea, când începe să se populeze cu albine, e semn că indivizii încep să ecluzioneze albinuțele de aici și împopulează și pe asta. S-a supra-dimensionat aici, se depune puiet de sus până jos și văd când începe și aici. Să subliniem că la acest tip de stup, unde sunt trei familii, vor fi trei diafragme în acestea... Trei măci. Avem trei măci. Trei măci, da. Da? Sunt trei familii într-unul. El are deja șanse foarte mari de iernat față de celălalt model de stup. Dar eu ce fac acum, prin ideea asta care o am acum, vă mărturisesc că n-am făcut-o niciodată. De o săptămână mi-a venit ideea și de aceea am alergat la dumneavoastră să le spunem tuturor și le spunem și cei care nu au modelul ăsta de stup. Au stupul acela tradițional. Dacă acum fac mișcarea asta, câștigă imens, imens. Pentru că și la o singură familie poți face aceeași chestie lateral, faci, creezi anticamera dintre două, din două bucăți de polistiren extrudat, ca să nu roadă albina, și cu fereastra aceea albina se duce și dă drumul la cule și face o treabă extraordinară, facem și stimularea. Deci este spectaculos ce se poate face. Deci înțeleg că ideea dumneavoastră este universal valabilă, ca să spun așa, și pentru tipul ăsta de stup și pentru cel normal. Spuneți-mi, care sunt avantajele? Ceea ce am punctat mai devreme cu strângerea cuibului și cu căldura este adevărat pentru orice altă familie valabilă. Însă, modelul acesta de stup, pe total privindul și spunându-vă mai devreme... Cu trei familii. Cu trei familii într-unul, am avantaje formidabile pe tot parcursul anului. Pentru că eu nu... La iernat am vorbit de cele trei, dar din dată ce se desprimăvărează, urmează să le desfac și rămâne o singură familie aici. Aceea va produce alte trei. Deci, acest model de stup are un procentaj de mulțire de încă 300% sau chiar 400%. Sunt situații când mă duc la 400%. Avantajele în continuare acestui model sunt acestea. E vorba de intervenția minimă în familia de albine, pentru că am oglinda prin spațiul acesta de aici, intervenții minime și asta sporește producția. Este cunoscut, apicultorii spun, familii uitate sunt cel mai productive. Crește producția deci cu 30%, scade timpul de lucru cu 50%, preîntâmpi roitul, mare problemă. Roitul este o chestiune, dacă ți-o roit familia, ți-o lăsa de văruite, este dramatic. Colectez polen. Vă rog să observați că am colectoare de polen aici. Da, așa este, ăsta e colectorul. Albina intră pe aici. Când iese, lasă polenul jos, curge în acest sertar și polenul este de calitate față de altă dată. Pentru că, dragilor, până acum polenul se colecta în niște pungi, așa, ca colectoare speciale. Bate vântul, plouă, nu știu ce, polenul de proastă calitate, de data asta îl corectez aici în sertarul ăsta. Fundul este antivaroa, ce înseamnă natural. Femeile de varoa uneori mai pică și nu mai ajung pe fundul stupului ca să urce pe urmă pe albinuțe, ci se duc prin sită și s-au dus jos, 15%. Dar nu mai povestesc, marea problema acestuia este această ramă clăditoare,
pe care o am aici băgată, pusă perpendicular, apicultorii știu toate informațiile astea, n-aș putea să intru în toată tehnologia sau așa, în detalii, la Prof Online găsesc toate informațiile, sunt 200 de ore de film acolo, cu lucrări concrete. Acum am ajuns, am stat de vorbă la Ministerul Muncii, să dă drumul la o școală de apicultură pe acest model de stup, biostupă, o asociație apicolă care se va forma. Ei bine, vom încerca, am pus proiectul la punct, se va declanșa toată povestea asta și trebuie să vă spun că am vizat întreg lanțul, de la produce până la colectarea mierii. Mierea bio, deci produsele sunt toate bio, condiții extraordinare și vom putea ieși în exterior. Deci ne vom, sub acesta ne vom transforma din ceea ce înseamnă, nu mai ducem bușteanul să-l dăm peste graniță, ci dăm mobila cu tot cu ce trebuie, dar mai mult produsul, furculița, de la fermă la furculiță. Cât costă un astfel de stup? Pe internet se vede tot, dar pleacă de la 390 de lei și funcții de dotare. Vă rog, altul nu vrea colector de polen, altul nu vrea nu știu ce, nu știu cum, nu vrea rame, are el rame acasă. Și atunci, pe măsură ce dotăm, ca și la o mașină. Mai vrei asta, mai vrei asta, prețul este acolo prezentat, toate variantele de stup, și staționar și pastoral, toate se găsesc acolo la Prof Online. Când se dă click pe modelul de stup, se intră la constructor și constructorul are pagina lui pe care o prezintă acolo. În speranța că ceea ce ați văzut până la acest moment a fost cât se poate de clar, vă invităm, dragi prieteni, să fiți în continuare pe recepție, pentru că în emisiunile noastre viitoare vă vom prezenta și alte noutăți, iar în ceea ce privește stupul de față, atunci când va fi momentul extragerii primei recolte de miere, vom face o analiză atentă a rezultatelor înregistrate cu ajutorul noii metode. Pe curând! Hei, și acum să...